Seria rubricilor Destin și Istorie, marca Dare GTV, semnate de istoricul Ioan Costea, continuă vineri, 11 decembrie, cu pagini din trecutul localității Monor. Aceasta este situată la 20 de kilometri de Reghin și la 40 de Bistrița. Din punct de vedere administrativ, aparține de Bistrița, însă economic este legată de secole de municipiul Reghin. Și astăzi, în piața Reghinului, întâlnim vânzători, mai ales de brânzeturi și de animale, de la Gledin, Rușcior, localitățile din jurul Monorului, Pintic, Sebeș și alte localități. Localitatea se învecinează la est cu Râpa de Sus, respectiv Râpa de Jos, la sud cu localitățile Porcești, Săcalul de Pădure, Uila și Batoș, iar la vest cu Șieuțu, Rușciorul și Sebeșu. Ca istorica acestei localități, care este, iată, multiseculară, o găsim în jurul anilor 1200-1228, chiar consemnată într-o danie de hotar din timpul lui Andrei al II-lea. Efectiv, ea este notată la anul 1319 într-un recensământ al vremii din timpul regelui Carol Robert de Anjou, despre care eu am mai vorbit. Această localitate veche, în anul 1764, a fost cuprinsă în regimentul 2 grăniceri de la Năsăud, împreună cu localitatea Gledin. Acest regiment este legat și de activitatea lui în Reghin, mai ales la 1848. El va intra în Reghin sub conducerea colonelului Urban, va avea conflicte cu armatele secuiești care urmăreau intrarea în Reghin și cucerirea orașului, pentru că acesta, în afară de faptul că era o localitate foarte bogată, era și o localitate considerată dușman, pentru că era locuită de sași, ori ungurii luptau împotriva Imperiului Habsburgic. Dar mai multe aflați urmărind Destin și Istorie. Rubrica va fi difuzată vineri, 11 decembrie, în cadrul Jurnalului de Reghin.